Când ba da? Asta era mai interesant. Timp de o perioadă, n-are importanță cât, am încercat să merg din ambele extreme ale cercului, și din extrema dreaptă și din extrema stângă, dar nu ideologic, ci pur și simplu chiar geografic, adică să acopăr un pic din viziunea integralist-orientală a doctrinelor brahmanice, budiste, shintoiste și așa mai departe, a unei povești despre evoluția spirituală a omului și a umanității. Pe de altă parte, venim din partea vestică, din acest ezoterism occidental extraordinar al căror direcții noi ne mai resimțim și astăzi, deși nu știm exact, dar efectele lor se simt și astăzi, chiar cu precădere. Amintele rândurile vor vorbi de la sine și eu n-aș vrea să vă mai plictisesc legate carte, dar văd aici două cărți, de fapt e una singură, eu vă recomand cu mare drag și această carte, Metacontact, e foarte interesantă, pentru că într-un fel se leagă cumva și de ceea ce scriu eu. Eu scriu dintr-o perspectivă civilă și inițiatică. Fornaret, care a fost unul dintre comandații direcția nouă a KGB-ului, postulează cumva realitatea nevăzută, realitatea energetică, din perspectivă militară și o să vă intereseze foarte mult. Sunt convins. Eu v-aș propune, dacă ne-am strâns, să intrăm într-un dialog. Dacă aveți întrebări, dacă aveți, mă rog, sugestii, remarci sau chiar critici la adresa cărții sau a mea, eu v-ar fi foarte recunoscător, pentru că vă mărturisesc sincer, sunt un spion. Eu vreau să învăț cât mai mult și de la dumneavoastră, în general, sunt foarte multe lucruri care vin către mine și care mă îmbogățesc mai mult decât am venit. Deci mărturisesc că am un interes precis de a vorbi cu dumneavoastră ca să vă pur din idei și să mă îmbogățesc eu pe el. Vă mulțumesc mult, în primul rând, pentru prezență. Îmi cer încă o dată scuze pentru întârzierea, care nici măcar nu e bucureșteană neapărat, că știu că aici, în zonă, oamenii sunt mai fermi și mai pocat. Așa.